Sâmbătă, sâmbătă 3 noiembrie este ziua de pomenire a morții, moșii de pană. Suntem cu 6 zile înainte de acest soroc la care, sau în timpul căruia, zic eu că pe lângă moșii și strămoșii noștri, fiecăruia din propriile noastre familii, suntem chemați, avem această obligație morală și această datorie de a ridica parastas și de a face pomenire pentru toți eroii acestei țări. Pentru toți cei din primul război mondial, pentru toți cei din al doilea război mondial, pentru toți făuritorii mari, mici, realizat în urmă cu 100 de ani, la 1 decembrie 1918, și pentru făuritorii din vremea lui Mihai Viteazu, a primei uniri de la 1600, și pentru cei care au făurit unirea cea mică de la 1859, și pentru cei care au realizat de cea mare și întreagă de la 1 decembrie 1918. Așa încât, pe lângă numele repausaților din familiile dumneavoastră, sâmbătă adăugați și pe aceștia, pe care îi știți cu numele, pe care treceți într-o frază pe toți acești eroi, bărbați, propovăduitori, mărturisitori, martiri și ucenici ai acestui popor și neam din acest pământ al păgăduinței, fiindcă în coliva și vinul de la parastasul de sâmbătă trebuie să vărsăm pe această colivă și acest vin, să vărsăm o lacrimă și pentru toți aceștia. Știuți și neștiuți pe care are sau nu are cine să-i pomenească. Avem această datorie, avem această obligație morală de a-i pomeni sâmbătă și a face un parastas pentru toți fiii și păuritorii acestui neam trecuți la cele veșnice, mulți trecuți în condiții de torsionare, cum spunea Părintele, pentru acest popor, pentru această țară, pentru acest neam, pentru acest pământ al păgăduinței, care și-au sacrificat viața și toate ale vieții lor pentru atingerea acestui ideal. Până la urmă, vorbeam zilele acestea cu mai multe împrejurări și, apropo, legat și de referendum și de celelalte, m-au încurajat constatările sau concluziile multor oameni discreți, dar concreți și de bună credință, care mi-au spus așa: a pe dragul meu, să știi că în momentul de față numai biserica ne-a mai rămas, numai biserica cinstește sau mai cinstește așa cum se cuvine de la cap la coadă eroii, și numai Dumnezeu ne-a mai salvat, ori ne mai poate salva. Sigur, sunt și alte instituții care, în contextul acestui an centenar, îi evocă pe eroi, dar noi mai avem o calitate, aceea de a-i invoca, de a-l invoca pe Dumnezeu pentru acești eroi. Și poate de a-i invoca chiar și pe ei. Că poate mulți dintre ei sunt vrednici, în contextul spuselor Părintelui Colțea, a fi trecuți în calendarele și în sinaxarele bisericii noastre. Poate majoritatea, cum spunea Părintele, merele bune și merele rele, majoritatea acestor eroi ar trebui să fie sfinții bisericii noastre ortodoxe române. Când va rândui Dumnezeu, cum va rândui și cum va ști El mai bine, se va întâmpla și acest lucru. Până atunci, noi avem datoria să spunem pentru ei o veșnică pomenire și o înveci pomenirea lor, culminând pomenirea noastră cu troparul învierii, cel al biruinței, vieții asupra morții,
Hristos a înviat din morți. Dacă sunt întrebări. Domnul Adrian. Părinte, referitor la identitatea, nu, la ce a zis cu originea semitică, mi-a venit în minte chiar Apostolul Andrei, care era de cevreu. Deci, într-un fel, avem origine spirituală din acest neam, s-ar zice. Așa, alt aspect remarcat, suntem singura țară și latină și ortodoxă în același timp. Adică o identitate unică. Nu cunosc mai fi alta, și latină, și ortodoxă. Și al treilea aspect remarcat, care mi-a venit în minte, tot pământul țării este binecuvântat. Nicolae Bălcescu, în românii sunt Mihai Voivod, de azi când zice de altfel, zice o țară mândră și binecuvântată de Dumnezeu între toate țările de pe pământ. Când începe istoria, deva. Mulțumesc! Până își pregătește Părintele Colțea, numai puțin, până își pregătește Părintele Colțea răspunsul, coace acolo, doar. Vă reamintesc faptul că Părintele, ca de fiecare dată și acum, de această dată, a venit nu cu mâna goală, ci pe lângă Sfinții pe care i-a adus la închinare, ne-a adus și cărțile Sfinției sale despre Sfinții din Bucegi, despre 21 de trepte spre Rai, gânduri rostite, poteci de lumină și despre mărturii ale lucrării minunate a Sfinților Rafael, Irina și Nicolae pe pământ românesc. Le avem acolo, s-a improvizat un mic mangar acolo. Deci, nu trebuie să dau răspuns pentru că nu a fost formulată o întrebare și s-a făcut o afirmație, de fapt câteva afirmații, pe care vreau să protest corecte, cu mici comentarii, ce zic așa. Sorgintea semită a spiritualității în neamul nostru este incontestată, pentru că creștinismul este sorgintea semită. Și o să vă mai spun ceva. Pentru dumneavoastră, Sfinții Apostoli, când au plecat să propovăduiască Sfânta Evanghelie, s-au adresat comunităților de evrei diaspora. Și acum o să fac o paranteză foarte interesantă. Nu știu dacă merită sau e rău ca să spun acest lucru. Diaspora evreiască a contribuit enorm la disiparea, la propovăduirea, la împrăștirea de credință creștină. Și atenție, primii care se botezau creștini din diaspora erau evrei. De aceea și primii martiri erau de sorginte semină. Fiți atenți. Pentru un mod foarte ciudat, popoarele păcâne și-au însușit via Domnului în lucrare. Te rog, mă deranjează. Nu scuze. Așa. Deci, să fiți atenți. Se spune că Dumnezeu și-a luat lucrarea de la poporul ales și-a fost acordată neamului. Pun o întrebare curajoasă. Ce-a făcut oare bun aceste neamuri ca să primească via lucrare? Faptul că i-au ucis pe martiri și pe ucenici? Cine stătea de bună când erau în cazul anului? După aceea s-a bătut cu un pumn că ei au trecut la vie. Da. Voi nu.
voi ați pierdut ea și pierderea noastră? Foarte interesant. A fost doar o paranteză, o lecție. Dar acum vreau să vă spun că odată cu cumpăra dintre mirei, odată cu temerea Domnului Sfânt, odată cu inaugurarea Domnului Templu, umanitatea intră într-un nou ciclu existențial. S-a încheiat un ciclu și începe un nou ciclu existențial. Și vreau să vă spun că dacă, spun un dacă, cu toate că eu am încredere total în ce spun, dar pentru dumneavoastră, dacă cumva spațiul acesta este spațiul Raiului Primordial, de aici se va ridica o nouă lumină pentru umanitate din sân stelian, Domnul Israel. Iar diaspora românească va contribui foarte mult la aducerea acestui lumini către lume. Nu în Zatar s-a creat această diasporă masivă. Suntem poporul cu cea mai mare diasporă din lume. Există diaspora Siriei, dar se datorează războiului. Diaspora noastră este o diasporă existențială, rânduită de Dumnezeu pentru împlinirea unui lucrări existențiale enorm de importante. Deci, spunem așa, sorginția noastră spirituală este categorică, apostolică și este sfinită. Dar nu am vorbit aceste experiențe la medicul și, repet, am vorbit despre fibra biologică a neamului nostru. Pentru că așa s-a fost problema, că suntem un popor latin ortodox. Avem graiul nostru, limba noastră este limba majoritară, latină. Da. Eu vorbeam despre limba tainică a neamului. Nu vorbeam despre limba hebreiei, că este o diferență între limba pe care o trăiești și limba neamului. Și să vă spun acum ceva. Eu am mai spus acest lucru și chiar cei de la Lucașul Ortodox, Lucașul Ortodox, am registrat această zicere mea. Și să vă spun pentru că sunt de ciomani și am avut experiențe pastorale foarte interesante. Dacă într-o urmă de 5.000 de ori duci o singură oință neagră, o iesutantă, ele pășunează, mănâncă iarba de pe acest spațiu, da? Și zbiară în limba lor, corect? Ele se înțeleg între ele. Că după aceea să vin, de exemplu, la popoare. Dacă am dus oiță neagră, oiița neagră, dacă are fibra binecuvântată, că ce vă spun acum răspunde și la provocarea aia, s-au mărțit pe risipul mării și sperele. Ce nu e? Păi, uite ce să vă spun. În anul 70, puterea seculară a vremii au zis că aceștia o să-i scârtim. Și-au găsit soluția să iasă din păștere toată lumea. Ei nu și-au dat seama că de fapt ce-au lucrat de sănânțarea lumii. Unde a căzut sănânța, a crescut. Cei fără binecuvântare pierd. Le pierde sănânța. Și nu e un lucru. Nu e o formă literară, o formă de stil. De aceea, mare nu s-a îngenat fibra binecuvântată, că ea poartă viață. Și să vă dau exemplu. Oița neagră se împreunează cu perpecat, dar având în genă binecuvântată, naște încă o oiță neagră. Și uite cum sunt două. Cele două se împreunează cu perpecat. Și naște și ele un perpecuț negru, care se împreunează cu 52 ani și în alt 25 de ani de lucruri. Aduceți-vă aminte că Sfânta Scriptură e relatat cum Iacov, cu soțul său în Mesopotamia, au făcut un târg cu oile mei tărcați. A zis, cei tărcați să ai mei, cei mei să ai tăi. Și plăta oile numai mei tărcați. La banul chema
sau din chinote, sotului, îi scădea, nu mă așez până la din creștea. Ei, vreau să vă spun un problemă. În timp de X ani, și o să vă spun eu, 5.000 de ori, în 10 ani, le-ai făcut toate negre. Fără probleme, exponențial, în 10 ani nu mai e nici o oare albă, toate sunt negre. Căciunea puternică se impune. Dar ele vor continua să mănânce iarna cu lor și să vedea în timpul lor. Și acum zicem așa, ai o idee a mea? O idee a mea? Dacă un singur din poporul Dumnezeu a fost răsămânțat, în mijlocul nemților, să zicem, a crescut, cum spunea Hristos, ca sămânța de mușcare sau ca aloapă. Dar el a continuat să vorbească limba germană și să vorbească cu cel de ritori. Și a spus, eu sunt ce? German. Sunt german. Dar și la și o să răspund eu e o părere de personală. Cred că toate popoarele creștine sunt servite. Pentru că este imposibil duhovnicește ca la copii să facă să nu cineva care nu-i din poporul lui Dumnezeu. Părerea mea. Părerea mea. Ați auzit ce ați zis? Că nu-i vorbim o limbă și că ați stat în teritoriu. Este altceva. Părerea mea este că acolo unde Dumnezeu binecuvântează, se întâlnește pe lumea firii. Și m-am dat exemplu ca să înțelegeți. Într-un sat, dacă venim un singur om cu cena binecuvântată, în câțiva ani de zile, tot satul va purta fiina lui. Dar vor avea nume, după numele de familie, al fiecăruia și cine este pentru bucur, noi suntem ca un complex. Nu, sunteți ca ce din căruia e purtat, zice, tainică, fițială. Este o părere personală. Amen. Deci poporul nostru are gena tainică din oasă de Hristos, ca să spunem așa. Adică, eu teorie, zicem așa, părinte, nu am teorie. N-are niciun suport. Am venit doar să vă spun o poveste, ca să vă zicem. Pentru că nu te puneți, te zice, am auzit și un părinte care a dat și mie o variantă. Rămâneți doar că este o variantă, dar inima mea crede în ce spune. Din punctul meu de vedere, nu există. Sunt foarte sigur. Eu sunt foarte sigur ce spun. Și să știți că răspunsul cel mai puternic este legătura creierului cu divinitatea. Eu sunt legătura cu divinitatea. Aceasta este ființială de lucrurile noastre. Nici nu putea să fie decât al lui popor, al lui Dumnezeu. Dumnezeu. Da? Și să nu mai spun ceva. Să știți că de curând am stat de vorbă cu un tânăr care a făcut o excursie în Munții Apuseni. Și a mers undeva dintr-un sat părăsit în care la cărbunea pe ușă, la 5 km stăteau un bătrân care aveau 5 pași în grad. Și povestea așa, cum Dumnezeu tot oamenii ăia între să posească să adune frâng pentru cei ce face. Zice, dacă aș face un reportaj, i-aș numi eroi. Pentru neamul nostru, la cumpăra dintre lei, la centenar. Acești oameni care continuă să păstreze. Acei oameni nu și-au pregătit nici limba, nici corpul, nici credința. Sunt oameni care țin mai departe flacăra neamului nostru. Un neam binecuvântat de Dumnezeu. Și care aceștia doi nu mai sunt doar viețuitori, ci supraviețuitori. Supraviețuitori. Avem o întrebare acolo. Justinian Vagă mă numesc și doar vreau să fac câteva observații și o întrebare. În primul rând, prima dată vă ascult ca o conferință câte mai mare. Și
și vreau să vă spun de suflet că mă bucur foarte mult, cred că așa cum să-l bucur toată lumea aici. Și... Alo, acum? Da. Deci, mă bucur, Părinte, că ați venit în rândurile noastre și sper ca Patriarhul nostru, binecuvântat, așa cum ați spus, să dea un semnal la aceste conferințe, de fapt, aceste cuvinte de taină sufletești între noi, așa cum prin preoți s-a dus lumina lui Dumnezeu și oamenii s-au luminat și am putut să fim turma asta mică cu suntem, să se continue, că am înțeles că începe să se oprească această ieșire publică a preoților și nu se mai dă voie să iasă și la televizor sau să mai țină conferințe, cum țin și părinții și calii părinții care stau și ceilalți. Este cam în fiecare regiune a țării. Și ar fi bine ca acest lucru să nu se oprească, ci să se mulțească Cuvântul lui Dumnezeu în turma lui Iisus. Asta o doi. Aș vrea să fac câteva observații, dacă îmi permiteți. Numai puțin, dacă mă iertați. Aceste conferințe aici sunt organizate cu binecuvântarea Părintelui Patriar. Doamne ajută și să se continue. Amin. Aici este chestia, să se continue. Părinte, am reținut așa o sumită la dumneavoastră, știți când ești la școală, în școală primară, se face o recapitulare pentru fixarea cunoștințelor. Dacă vă aduceți în câțiva, și acum se face școală, era parcă mai severă. Ați pomenit de râu, că noi de aici, de la râu, ne tragem. Cine era râu? Să facem o analiză un pic. Armenii se numesc Armenii. Armenii macedonieni sunt pe actualul teritoriu al Turciei. Armenia este Armenia. Prima descălecare este, și prima capitală după noi a fost lângă Giorgia. Este biserica și făcută acolo o catedrală mare, cu prima poposire a copiilor lui Noe. A doua capitală la Veria, a treia la Sarmisagetus. De ce au fost ajunge la Sarmisagetus? Noe a fost salvat. De unde a fost salvat? De la Cotor. Unde a fost Cotor? De la Suceava, nu de la gheață. Trei oameni pe gheață, erau copaci pe gheață. S-au topit ghețarii și ce s-a întâmplat? Au umplut un lac, Marea Neagră, doar așa de tare, că a rupt și a făcut Bosforul și Dardanele și s-a umplut cu Marea Mediterană. Deci, de unde a fost salvat? De unde a fost potopul? Unde a fost potopul? La noi. Cine este cel rămas? Noi. Ai cui ești tu? Al lui cel rămas. Al râu. Și sunt studii mari la universități americane pe al râu. De-aia din băieții de știți din state și scormonesc pe aici. Unde bănuiți noastră că este pivotul. Și sunt niște lucruri foarte mari în lucrurile. Deci, acum, cu semniții, ca să pomenim de semniții. Noi avem trei copii. Sem, Iafet și Cam. Sem, Dumnezeu întotdeauna a binecuvântat primul născut. N-a luat Dumnezeu niciodată binecuvântarea primul născut. Oamenii au greșit prin Sara și prin Rahela și au făcut șmecheria și a dat-o celui de-al doilea, da? Dar Dumnezeu n-a luat binecuvântarea primului născut. Bun. Și Sem este primul născut. Și Dumnezeu l-a luat pe noi din primul născut. Și Avraam l-a luat pe noi din primul născut, că Iisus că clar să știe că noi eram din primul născut, era din... Și aici sunt niște lucruri de la Cain și Abel, pentru că Dumnezeu l-a judecat lumea ca Cain și Abel. Deci, cel de-al doilea născut a fost omorât Abel și primul născut a fost ucigașul. Și noi a fost ucigașii aici.
Și o să vedeți cine e primul născut și al doilea născut după noi. Primul născut suntem noi și după noi. Dar pentru că am fost atât de cuminți în ghilimele, ne domină cei care a tras cu ochiul, adică cu ochiul oblic. Adică cine? Copilul Iafet. Adică care? Chinezii. Al doilea copil născut. Și al treilea știm clar că sunt negri, sunt copiii lui Ham. Și înainte de, cum ați spus dumneavoastră, așa de frumos, trage clopotul, ultima plată care o să facă primul născut celui de-al doilea, pentru păcatul din cel mare de la Adam, ultima plată va fi un război pustiitor când ne va călca în picioare copiii lui Iafet. Sau copiii lui Caicipalu Abel, pentru că s-a moștenit păcatul din noi. Deci noi suntem semiții, știm precis că Mântuitorul s-a născut din primul născut, iar Mântuitorul a vorbit cu limba aramaică, al cel rămas. Iar aramaicii, cuvinte limba aramaică, este pe toată teritoriul Turciei. Iar sirienii, este o tribu, după cum știți, aramaică, chiar de fapt, este o tribu care vorbește aramaică, limba lui Hristos, între Siria și Turcia. De asta este acolo un conflict și se bagă când unii, când alții, care să moștenească acest trib. Ce se va întâmpla cu noi? Că ne este foarte interesant. Cu adevărat, suntem un popor foarte ales, nu ales, foarte ales. Dar trebuie să facem plata pentru cel de-al doilea. Noi avem multă înțelepciune, nu vedeți copiii noștri câștigă toate concursurile internaționale. Dar, așa cum ați specificat foarte frumos, când se duc în lume, ori închiriază biserica, ori o cumpără cu copii. Și acum am clar și pot să vă spun, date foarte clare, că peste tot în Europa, în neamul tracilor, noi ești alb, pentru că ăștia sunt semi, că dumneavoastră ați spus, așa simt că suntem semiți și suntem un neam, toți suntem un neam, numai că aici este un mic secret care trebuie să-l desfășiți, Părinte. Primii chemați al Mântuitorului a fost Andrei și Petru. Care a fost primul născut? Erau geni, dar care era Petru? Erau frații Petru. Petru, Andrei. Andrei mai mare. Și uite așa, Andrei este mai credincios, dar mai sărat. Și Petru este mai bogat și mai violent. Și Petru ne va pedepsi pe noi când vor veni copiii lui Iafet, adică ochioșii. Ei, atenție, foarte târziu, noi la ora 9 trebuie să închidem biserica. Da. Biserica se deschise de la 7 dimineața. Bine că mi-ați spus că sunt foarte... Deci, bine, de am închis. Deci, Părinte, aici trebuie să specificăm foarte clar care este rolul nostru în rândul catolicilor. Noastră să spuneți clar că creștinii toți sunt al lui Sem, numai că unul va duce stoiavul mântuirii înaintea Domnului. Și asta este misiunea cu adevărat a noastră. Și, bineînțeles, mai vreau să vă spun o întrebare, mai aveam, dar trebuie să mă grăbesc. Părinte, trebuie să subliniați în fiecare unde vă duceți, de ce cei inteligenți și care studiază atât de mult se pierd și cei care au mai puțină cultură, dar mai mult, cu multă credință în inimă, țin de Turcu. Este important să se știe treaba asta. Și spusă cu tărie. Vă mulțumesc și mă iertați că sunt cu gura mare. Doamne așa. Între timp, să ne spuneți și ce sfinte moaștea s-a dus de la ce sfinți. Să nu uitați să ne spuneți și acest lucru.
Deci eu am spus la un moment dat așa că copici am fost și mai mult decât atât. Pentru că cine are Dumnezeu are tot. Am spus acest lucru. Și vă încurajez să aveți încredere în Dumnezeu. Domnul Stelian a vorbit despre slăbunii noștri, au trecut prin plecă foarte grele. Foarte grele. Da. Zice că din zârlețe și din coase, arme, pală și frioase, lance a pornit Romanul să se lupte străbunii. Se luptau băieții încerci și bătrâni, copii și fete, și bătrânii cei care se trăceau în pești și în apoi când se torceau de la casă, ce găseau? Scrum, făciuni, lupte în casă și în loc de vine oase. Deci am trecut prin lucruri foarte grele și am izbătit și suntem aici, acum suntem. Dar de aceea aici. Eu nu am vorbit într-un mod cu deznădejde. Deci, atâta timp cât avem Dumnezeu și am spus cu mândrie, ce frumos este să vină atenția de Dumnezeu pe cine intra în nou. Și când am vorbit de Maica Domnului care nu a spus să predică, ci a zis să disponibil. Nici nu-i bine să vorbim despre vrednicia noastră, ci de disponibilitatea noastră de a fi la îndemâna Dumnezeului Celui Preanalt. Așa, deci am răspuns doar conferința mea, nu conferință, e de fapt o meditație, am vrut să vă spun câte ceva și cred că nici nu o să mai fac asemenea conferință. Adică, nici nu cred că o să mai merg. Chiar am spus și părintele că e ultima la care mă duc, nu pentru că nu mai vreau de asta. Foarte epuizat. Am peste 35.000 de injecții făcute până acum ca să trăiesc. Și cred că sunt și pe capăt cu scris. Am scris niște cărți și cărțile respective am lăsat cugetarea ființei mele. Dacă peste ea va da cineva peste timp, e posibil ca să fie o sămânță bună care să rodească, pentru că aș dori ca generațiile care vin după noi să fie mai fericite. Oamenii să fie mai fericiți, pentru că trăiesc aici pe pământ doar o singură dată. E păcat într-o societate modernă și tot mai modernă, suntem foarte pensionați de regulile conviețuirii sociale. În fiecare zi apar norme și reguli noi care ne ia din dreptul și ne restricționează, suntem priviți și supravegheați din spațiu, suntem ascultați și copii, vedeți că ne este, trebuie să spun acest lucru, ne este teamă ca să vorbim, doar nu poate pe nimeni, știți? Ne spunem un punct de vedere și totuși ne este frică, cred că chiar unii dintre dumneavoastră ați zis, oare nu e frică părintele? Vedeți, trăim într-o lume în care eu am venit pe Terra, aici, o singură dată. Și m-am spus, vreau să spun și eu cât de cuvânt. Acesta e cât de cuvânt. Mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să văd ceva. Nu e greu dacă vezi că spicul de greu se leagă și să zici, eu cred că bate vântul. Așa spun. Eu cred că bate vântul. Dar vântul zice, aaa, tu observi că bat eu și le-ai spus la ăștia că eu sunt de vină cu clătinatul, ia să fac eu un uragan asupra ta și o te descurcă de nu te vezi. Dar așa e bine situația. Ei, dacă trăim într-o asemenea lume, ar trebui ca să gândim o lume mai bună pentru cei care vin după noi. Și în mod special, biserica, religia, trebuie să fie prietenoasă ființa umană, până acolo încât, dacă mă vede pe mine sau pe tine rătăcind de lângă ușă, să zică vină puțin și spune și tu ce ai de spus. Da, vrei și tu să spui. E posibil ca ceea ce spui să nu fie prea important. Sau poate să fie chiar ceva, cum spunem noi, rău. E nimic. Și a spus și el, crede cu și pleacă. Pentru că suntem foarte, foarte călători de față cu lumea și foarte vulnerabili.
Da. Ce să vă mai spun altceva? O să vă binecuvintez, o să vă mai cânt câte un cântec, așa. Am adus sfinții din Bucegi. Foarte delicat ca să vorbesc despre ei, pentru că vedeți, legat tot de acest destin a neamului. N-au ieșit ei din pământ, la cumpăra dintre mileni, așa, de flori de mare. Da. Și mai ales că poartă numele din botez, numele Moise și Aron, iar unul este pusnicul necunoscut din Poiana Urmășiei. Cei care aveți acasă cumva Patericul Românesc, scris de Ioanichie Bălan, o să găsiți acolo în Patericul Românesc o pagină dedicată Părintelui Mihail Bătină, egumenul de la peștera Ialomicioare. Numai el are pagina în Pateric. Dar acolo spune cum într-o noapte, în 1938, un glas i-a spus, du-te în Poiana Urmășiei și ia pusnicul de acolo. De trei ori. El a crezut că e ispită și dimineața și-a întrebat duhovnicul. Pe care duhovnicul? Părinte Antonie, adică pe Antonie, care i-a fost duhovnicul lui Mihail Bătină. Adică Aron i-a fost duhovnicul lui Moise. A zis, Părinte Antonie, știi vreun pusnic? Nu știu. Dar hai să mergem, că nu-i departe. Și s-au dus în Poiana Urmășiei, scrie Ioanichie Bălan acest lucru. Au găsit un călugăr adormit, numai cu gulama pe el, adică mort, șezând în fund pe un buștean. L-au mișcat, au văzut că e mort, l-au pus pe o cracă de brani și l-au tras din jos de gura peșterii alumiței și l-au îngropat. Și pentru că acel călugăr a avut, s-a bucurat de puterea de grijă a Maicii Domnului, care l-a îndemnat pe acești, pe Mihail, să se ducă să ia, ca să nu-l strice căldura vremii și să nu-l mănânce mântului, cei doi l-au socotit sfânt, l-au îngropat și și-au lăsat cu limbă de moarte cei doi. Dacă mor eu primul, mă îngrop de aici lângă sfânt. Dacă mor primul, te îngrop aici lângă sfânt. Și așa i-am găsit. Pusnicul necunoscut din Poiana Urmășiei în mijloc, desculți, îmbrăcat doar într-o gulamă, nimic pe sub gulamă, decât gulamă, fără sicriu, doar cu două lătroaie, două scânduri groase puse în formă de ven, cu gura în jos, peste, cu vârful sus, peste călugări, și o cărămidă sub cam nescrisă. Și am spus, acesta este pusnicul din Poiana Urmășiei. Lângă am găsit pe Antonie, neputrezit, nestricat, m-am aflat de el, cu haine preoțești pe el îmbrăcat, și am spus, acesta este Antonie. I-am găsit toate însemnele pentru Antonie. Iar timpul am găsit pe Mihail, tot nestricat, amândoi nestricați. Mânuțele drepte ale lor le-am luat la toți trei, și le-am făcut aceste rate de argint în Tesalonic. Și sunt puse la închinare, până când Dumnezeu va binecuvânta ca cei trei monahi, pusnici din Bucegi, să fie canonizați. Am scris o carte care poate fi socotită și un dosar de canonizare. Și cu minunile făcute de ei, viața lor, petrecerea lor, și cu tot jurnalul descoperirilor, așa se numește jurnalul unor descoperiri sfinte. Dar pentru că Domnul Sterian m-a întrebat ce sfinți sunt, de doi am spus, Moise și Aron, îi știm fără dubii, dar celălalt, și o să vă provoc pe dumneavoastră, Domnul Sterian, să deschideți cartea și o să vă arătăm o fotografie. Am analizat și eu, am vrut să aflu și eu cine ar putea să fie acel pusnic necunoscut din Poiana Urmășiei. Și vă rog mult să vedeți o fotografie cum arată chipul. O să vă arăt imediat. Uitați acestea aici. Ia uitați-vă și descrieți dumneavoastră cum arată. Așa.
minunat. A spus-o grănit. Este vorba de un cap. E un cap îmbrăcat într-o dantelă de pământ. E corect ce spun, da? Ca și când furnicile, termitele, l-au chincuit tot timpul, tot capul și l-au îmbrăcat într-o dantelă de pământ. Sau ca și când rândunelele cu priscul lor construiesc cuiburile sub strașină. Așa-i chincuit chipul Sfântului. Și este îmbrăcat în pământ, în dantelă de pământ. E fotografiat aici. Și am zis așa, când au descoperit oamenii statuietele de la Hamangia, le-au zis gânditor. Și știți de ce? Pentru că stătea în poziție de gânditor. Adică au luat o caracteristică fundamentală și i-a dat numele. Dacă găsești un blond în pământ și nu știi numele, o să rămâne numele blondul. Corect? Așa. Acesta are pământ pe chip, iar pământ înseamnă Adam. Așa a vrut inima mea să spun. Și restul se povestește. Da. Deci a fost Moise și Aron și între ei. Sigur că vei spune, Părinte, cum puteți vorbi despre aceste lucruri, pentru că e vorba de milioane de ani sau miliarde de ani de când s-a făcut. Așa este. Numai că la Dumnezeu se privește în la firii și Dumnezeu nu lucrează în timp, centura de timp, ci într-un veșnic acum. Într-un veșnic acum. Timpul aparține doar nouă lucrurilor și realităților care suntem în realitate și pe dar v-am promis că o să vă mai cânt un cântec și după aceea o să veniți să salutați moaștele. Și o să vă îmbrățișez pe fiecare. Și o să facem și obișnuita fotografie de grup, da, cu toți. Plângi, măicuță, Românie, de caz și stăci, de grija zilei de mâine, când avem de masă mâine, ne-o dat Dumnezeu bine și-o văzut că nu-i la cine, că oamenii sunt tocmai lui, cu sufletă fai să. Nu mai am icoane în casă, nu-și mai fac crucea masă, și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai uitat? Pământușe de o sângă, că românii vor să rândă, dar unde ne-a plinihneala, deși strălunează țara. Ne-o păta Dumnezeu bine, și-o văzut că nu-i la cine, că oamenii scopere cu suflet că pare să. Nu mai am icoane în casă, nu-și mai fac cruce la masă, și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai lăsat? O veni vremea ce spune că nu mai ai fapte bune, nici credință, nici dreptate, ne-o uita ce păcate. Ne-o păta Dumnezeu bine și-o văzut că nu-i la cine, că oamenii scopere cu suflet că pare să. Nu mai am icoane în casă, nu-și mai fac cruce la masă, și sunt treabă cu păcat, Doamne, de ce mi-ai lăsat? Pentru bucuria dumneavoastră, mă fac să dau cruce, mama mea a învățat pe mine, m-a învățat pe mine, dar și pe mine voastră, pentru că trei de la tot cei noștri sunt părinții, Doamne Sfântean. A zis, dragă mamă, oriunde vei fi, în orice sfântătorare, și zici așa, așa am zis, dacă vei fi lipsit de libertate vreodată și o să ai bine de legate, să staci cu ce cu inima cu cerul golii,
că ea e puterea lui Dumnezeu. Și acum, în pasul la cruce și în loc de Dumnezeu, ca să vă dea sănătate fiecăruia dintre dumneavoastră. Să ne trăim, să trăim. Și vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat. Știți că dumneavoastră ziceți ce bine că vine cineva să ne vorbească. Rostul lucrării mele se găsește pe dumneavoastră. Dacă ar fi fost biserica fără dumneavoastră, chiar dacă și vorbit, aș vorbi ceva fără rost. Vă mulțumesc foarte mult pentru că unii dintre cei care sunteți aici, mă și iubiți și dragostea dumneavoastră îmi dă foarte multă putere. Vă rog pe Dumnezeu, pentru că aveți familie, să aveți pâine pe masă și pace în casă. Să vă mulțească Dumnezeu credință, să vă mulțească Dumnezeu nădejdea pentru ziua de mâine. Și așa cum am fost întrebat, Părinte, voi ce va fi fără noială, rugăciunile și dragostea părinților noștri ne vor însoți în veșnicie. Odată, după aceea vom spune așa, să vă mulțească Dumnezeu cu binecuvântare rândul muncii, ca să aveți pâine cu desculare și să fiți atenți, când ai cât îți trebuie, e normalitate. Când îți prisosește, e bucurie. Și de bucurie să ai iubire să faci milă și cu cel mai vulnerabil decât tine. Sunt oameni necăjiți și fiți atenți. Dacă țineți post, știți de ce să postiți? Nu egoist pentru mine, ci pentru ca bucata de pâine pe care eu o curs prin post, să o mănânce un om care e flământ. Acesta este rostul postului. Ca să rămână ceva, haideți să vă fac o paranteză să vă spun. Dacă am prețuit cumva un monah sau o monahie, i-am prețuit și pentru faptul că plecând din lume, dormind în peșteră, au lăsat la apartament de poanci de la. Mâncând sărăcăcios, a lăsat o pâine. Trăind în pustiu, am lăsat o funcție pentru cineva. Niciodată nu va ști director că el ocupă o funcție pe care ar fi ocupat-o cineva care acum doarme pe piatră în munții. Niciodată nu. Numai în acest fel, monahism este o binecuvântare. Că retragerea ta n-ai făcut-o pentru tine, ci ai făcut-o ca lumea ta să poată să se bucure cineva. Și chiar dacă acela nu va ști și nu te va pune în contact cu Dumnezeu, ființa lui va vorbi cu Dumnezeu pentru binecuvântarea ta. Și acum, să vă binecuvânteze Dumnezeu căsnicile și familiile și să vă împăcați bine că viața trece repede, chiar cei bătrâni, fiți atenți un pic, care aveți încă parteneri de viață, care aveți soție de ele, și mai ales bărbați care vă țin ca soții. Prețuiți și spuneți-le cât un cuvânt frumos până când trăiesc. Pentru că după ce vor, începem să-i valoriză și ne dăm seama ce oameni buni am avut lângă noi. Dar e prea târziu. Și o să vă spun un lucru. Niciodată nu am spus mame mele care au născut 9 copii, eu sunt din 10, dar tata mea a avut un băiat din altă casă. M-am născut 9 copii și niciodată nu i-am spus, mamă, să știi că eu sunt mulțumit că tu ești mama mea. Au trecut anii și îmi pare rău că a murit fără că s-a plecat de la mine. Iar poate că s-a plecat așa cum mă întreb eu acum,
Oare Andrei sau Maria sunt mulțumiți că eu sunt tatăl lor? Nu mi-am spus niciodată. Dar chiar mi-ar fi drag să zic într-o zi, așa, fără pregătire, într-o cameră sau pe hol în casă, să zic că tata, stai că vreau să zic ceva. Ce vrei să zic? Uite, vreau să zic un lucru. Să știi că eu sunt mulțumit că nu ești tatăl meu. Faceți dumneavoastră ce l-am făcut eu, ca să vă arăt bucuroși și fericiți acei oameni care o viață întreagă cu cărare în cealaltă spre casă, pâine, pentru cineva. Știți că, asta știți că vă trăiți experiența vieții, ți-e foame și ai cumpărat un corp sau un coric și nu l-ai mâncat ca să ajungi cu el acasă să-l dai copilului tău. Ar fi frumos ca peste ani și ani copilul să zică tata, să știi că sunt mulțumit că tu ești la fata, tata mea. Faceți acest lucru. Și soții, uite, spre exemplu, zic așa, că eu vorbesc ca pe altă, să zică nevastă, să știi că să te fericite că tu ești la faceți acest lucru. Spuneți-ne celor de lângă dumneavoastră. Sigur că veți zice, părinte, nu merită. Am avut situație în pastorație, în Cacleon, a venit o bătrânică și n-a plătit voluntarea înainte de moarte. A zis, părinte, trebuie să vă plătesc ca să mă rugați mea să se întinești predica dumneavoastră. Dar a zis, vă rog frumos, și mi-a dat de mărâns în plus, să nu mă încălbați cu moșul. A zis, m-a chinuit o viață, a fost o lecție foarte tare și am spus oamenilor să vă purtați așa pe semenii voștri ca să nu spună la sfârșitul vieții, nu vreau să spun eu cu el. Sigur că sunt oameni care spun, vreau tot cu tine, tot cu tine aș vrea să rămân. Dar comunicați și spuneți-vă, am dorat. În cuvinte încurajatoare, pentru că oricum viața este stresantă și destul de grea. Vedeți la bătrânețe pensie mică și nu ți ajunge de medicamente și trebuie să suferi. Și nu mai ești frumos, nu mai fost odată. Și am nevoie de un cuvânt din partea cuiva. Cei care aveți cu ei, spuneți-i ce noi aveți, că vine vremea să nu mai aveți. Și chiar vă spun un lucru, să știți că regretele n-au nicio parte. E bine să vă mai spun ceva, v-am spus din nou câți copii am fost. Și pentru că mama a născut copii și a crescut, era femeie de cioman și tata stătea în munți și venea la 2-3 luni de zile acasă, lăsa gravidă și ea mânca, că zicea să fie cu mine de femeie. Și atunci lăsa gravidă, cu ăștia o țineau așa de rochie și lăsau acasă câteva vinte ca să le mulgă la 4 dimineața să dea lapte la lătărie ca să câștige bănișor, să le crească pe noi. Aceasta a fost mama noastră. Și să nu uiți, e interesant, să nu uiți de jertfa pe care au făcut-o cei de dinaintea ta. Și am zis așa, trebuie să fiu preot, în fiecare lună o să merg la poștă să pun niște bănișori de un an, m-am dat poștă. Că ea nu se ia pensie, că n-am fost angajat în încă. Și acum așteptați să vă spun câți bani am pus, n-am pus nici un ban. Și o să ziceți și părere, n-are rost să spun că părere, dar n-am uitat. Am rămas dator, foarte dator, foarte dator. Acum 18 ani, înainte de Paște, am mers la casă la părinții mei. Trăia doar tata, era mai 3-5 ani de urmă. Și era un bărbat trist, un bătrân trist.
Îi unise la femeia. Îl întreba, tata, cum e? Și zicea, bine, dragul tati, dar nu mai era mai era. Nu mai era mai și plângeam rândurile de ea. Purta pe ochi ochelanul care avea mama când cinea în cărțile de rugăciune. Când era mama, el nu lăsa să citească rugăciune. Zicea, la treabă, la micul, zice, la sunt rugăciunile, îi zicea. Și când a rămas singur, lua el carte de rugăciune și ochelanul mama, era un ochelan care avea o costită spaltă și avea un elastic în spate ca să stea pe cap. Fiți atenți. Și a zis tata către mine așa, dragul Daniel, uite, el mai avea 200 de oi și avea o pensie foarte mică de la cealaltă de lucrare. Și își plătea un om mai plină pensia lui ca să aibă grijă de gospodărie, pentru că el nu voia ca să fie întreținut de copii. Și a zis, dragul Daniel, înainte de Paște, de Paște o să rămân în ei și îți dau înapoi. A zis, dăm un prunut niște bani. Și eu aveam, așa cum tot, și acum am tot o genuță, care tot la nu. Și am dat toată niște bani, cam cum ar fi acum 500 de lei, 5 milioane acum. Dar eu aveam o genuță, cam cum ar fi 30 de milioane, cam 3 de lei. După o săptămână, tata a venit. Noi să știți că eu, așa cum sunt învățător,
Știți că eu nu știu cât știu așa pe liceu? Suntem, cum se începe nicăieri. Eu am un știp pe telefon de prea știu ca să răspund și să apelez. Așa sunt deștepți. Sunt copiii noștri. Nu le tăiați aminte. Nu le tăiați aminte. Peste un timp vor fi bătrâni. Și nu o să se mai întoarcă în copilărie. Niciodată. Bucurați-vă că aveți adolescenți pe tine. Să le vedeți că le ține de mână un băiat, că așa a lăsat Dumnezeu lumea, ca să se părinte, să facă copii. Pentru că diplomele sunt cantoane scrise frumos. Rămân și noi plecăm. Iar în împine nu te treabă nimeni că te-ai luat la mare. Corect? Sau te întreabă? Ce zici? Părinții, te întreabă? Cred că părinții niciodată. A să rămână, vă mulțumesc foarte frumos. Domnule, cum intesc? Da. Pentru că eu am un liceu acesta ca să strâng oamenii în brațe. O să ziceți, le dați nouă dragoste? Nu, mă încarc eu de altă la dumneavoastră. Și chiar dacă să nu vă supărați, vă spun un lucru. Biserica aceasta e sfântă pentru că o sfințiți dumneavoastră care veniți în ea. Și veți zice, nu, Părinte, noi venim ca să ne sfințim noi de la ea. Da, că dar, dar, se face rar. Dar să știți că dacă se sfințește o biserică, dacă se sfințește o biserică, și Domnul să te gândea, tu azi nu mai vin oameni în ea, nu m-a fi fost. Dar dacă în continuu vor veni oameni în ea, ea va deveni unul lor sfânt. Pentru că oamenii poartă chipul lui Dumnezeu, durerile, dorurile, tristețile și bucurile vieții cu ei. Știți de ce e Sfânt Patronul de la Hristos? E sfințit de pașii sutelor de mii. Până acum, cred că milioane de oameni au trecut pe acolo ca să se întâlnească. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă decât toate. Care sunt Dumnezeu? Oricum, am ținut foarte mult și m-am obosit. Dumnezeu, că știți de ce sunt mai mulți cu știu că pe unii nu o să vă mai văd. În infinit, niciodată. Niciodată. Și atunci te valorizezi. Asta este să înțelegi. Vedeți asta? Asta va fi țărână. Și acum cum să mângâie la cer. Pentru că după ce va fi țărână, niciodată nu va mai mângâia nimic. Știați treaba asta? Păcat că învățătorii noștri nu ne învață la tinerețe cum să valorizăm viața. Să întâlnești un gândac, să le împară păsărămie, să te bucuri de el, să nu-l ucizi. Să nu-l ucizi, ați auzit ce-am zis? Ați auzit ce-am zis? Și le zice, da, Părintele, să sunt gândac, dar asta mea. Auziți ce vă spun? Trăiesc puțin, foarte puțin. Știți că acest pietre trăiesc puțin? Știți că trăiește un fluture? Vine și el și își face dans în jurul și pleacă irreversibil. De ce să duceți? Să fiți oameni buni. Că nu mă bun, îmi place lui Dumnezeu să se odihnească. Să rămână. Să trăiesc.